televiziune digitală. Mai mult de 40 de canale HD. 3 luni gratuitate la servicii. Intersat. Gândește, simte plăcerea internetului. Bun găsit, dragi iubitori ai rugby-ului! La ora 14 pe stadionul Mihai Naca din Constanța începe un meci foarte, foarte important din divizia A, eșalonul al treilea al rugby-ului românesc. Este vorba despre una dintre cele două semifinale ale campionatului. Săptămâna trecută s-a încheiat sezonul regulat, iar sâmbătă și duminică sunt programate cele două semifinale ale turneului final. Se întâlnesc la Constanța echipele Tomitani, echipamental complet, și Sportul Studențesc, echipament negru mai mult decât alb, faimoșii alb-negri. Astăzi au mizat pe culoarea negru. Cealaltă semifinală este programată duminică între Grivița București și CSM Sibiu. Așadar, în câteva minute vom putea urmări întâlnirea dintre tânăra echipă constanțeană formată în majoritate din juniori sub 20 de ani. În mare majoritate, un singur jucător este trecut de această vârstă, de 20 de ani, și el nu evoluează astăzi. Așadar, Tomitani Constanța evoluează în partea stângă a ecranului, echipament alb în următoarea alcătuire, cu numărul 15 Vătafu Ionuț, 11 Badea Alexandru, 13 Cucoș Ștefan, 12 Necoară Bogdan, 14 Pălălește Adrian, 10 Burlacu Dragoș, 9 Mihalache Mădălin, cu numărul 8 Chiru Andrei, 7 Andrei Teodor, 19 Alexe Alexandru, 18 Salie Enghin, 4 Isleam Elvin, 3 Portariu Andrei, 20 Țala Adrian și numărul 9 Băbănău Robert. Rezervele echipei antrenate de Cristian Cojocaru sunt Galanton Victor, Nedelea George, Ștefan Cristian, Ciorbac Gabriel, Rusu Daniel, Tăbuș Mihai, Flavian Cuprian și Tănase Robert. Voi reveni imediat și cu componența echipei din București după această fază ofensivă a gazdelor. Câteva puncte de fixare în preajma centrului terenului, să vedem deschiderea pentru aripa Părălește, care sprintează, este prins de un adversar și să vedem, se aude pentru prima oară în acest joc fluierul arbitrului de centru Bogdan Milița, care a văzut un înainte. Repunere va fi de partea oaspeților, care astăzi la Constanța aliniază următorul 15, cu numărul 15 Ilie Costel, 20 Bără Mihai, 26 Căpușanu Alexandru, 12 Eremia Răzvan, 11 Drăcea Emilian, 13 Petcu Pompiliu, 9 Croitoru Alexandru, 8 Badea Robert este capitanul echipei bucureștene, 7 Constantinescu Andrei, 6 Alexa Florin, 19 Matei Nicușor, 4 Vasile Aurelian, 1 Angel Costin, 2 Grigore Cristian și 3 Costanda Mihai. Rezervele bucureștenilor sunt Ioniță Mihai, Tănase Bogdan, Pârvu Alexandru, Ulei Marian, Nobilu Andrei, Vâlcu Cristian și Moise Cătălin. Antrenor Constantin Merca. Minge pe care și-a autopasat-o cu piciorul decarul Dragoș Burlacu, însă el nu a reușit să și reintre în posesia balonului. Prima margine a partidei dintre Tomitani Constanța și Sportul Studențesc, care a început de aproximativ 3 minute aici pe stadionul Mihail Naca din Constanța. 0-0 este rezultatul. Deocamdată niciuna dintre echipe nu s-a apropiat de terenul de țintă advers. Foarte bună prinderea balonului de către oaspeți și iată un mol rulant foarte bine alcătuit. Câștigă metru cu metru bucureștenii, însă constanțenii au reușit să oprească înaintarea acelui mol. Minge deschisă pentru 3 sferturi, nu? Prefer uvertura bucureșteană, o minge lovită cu piciorul. Bine recepționată de Burlacu cu acea minge și încercăm un atac prin
Fundașul Vătafu oprit acolo. A fost o lovitură de pedeapsă pentru Tomitani, pentru o infracțiune la sol a sportului studențesc. S-a executat în viteză și constanțenii au câștigat destul de mult teren. Încă o lovitură de pedeapsă. Aceeași infracțiune la sol. Neeliberarea purtătorului de balon placat. Și iată lovitura de pedeapsă trimisă în tribună de către Burlacu. Prima margine cu repunere constanțeană, o margine redusă doar 4, da? 4 jucători au decis Tomitani să alinieze în această margine foarte aproape de locul repunerii balonului. Este și Elvin Isleam, numărul 4, care așteaptă probabil o minge transmisă de coechipierii săi, care vor sări la aruncarea lui Țală, prea lungă, fază ratată, și Sportul încearcă un contraatac. Sportul studențesc, o echipă evident mult mai experimentată decât Tomitani Constanța, jucători în majoritate seniori, însă nu efectuează prea multe antrenamente, au un statut semi-amator, jucătorii Sportului studențesc. O echipă de tradiție a rugby-ului românesc, dar care, iată, acum navigă prin apele tulburi ale diviziei A, frumos nume pentru eșalonul totuși al treilea al rugby-ului românesc. Celelalte două se numesc Superliga Națională și primul eșalon și Divizia Națională de Seniori, Liga a doua. Arbitrul Bogdan Milița îl cheamă pe fundașul Vătafu și îl atenționează asupra unei infracțiuni pe care a comis-o acesta. Probabil a încercat sau chiar și-a lovit un adversar cu piciorul. Iertat de vreo pedeapsă disciplinară Vătafu. Să vedem și prima grămadă ordonată a partidei, cu introducere bucureșteană. Numărul 9, mijlocașul la grămadă bucureștean, este Alexandru Croitoru. Balonul a fost scos foarte repede de optarul Robert Badea, capitanul echipei, și Sportul este în avantaj acum. Încearcă pătrunderi succesive jucătorii puternici din pachetul de înaintare. Se apără bine ai noștri. Însă este clară diferența de gabarit și de forță și de experiență în favoarea Sportului studențesc. Eu nu mai au nimic. Să vedem însă câtă energie au veteranii Sportului. Cât îi va ține benzina, cum se spune, pentru că meciul are două reprize, câte 40 de minute. Și noi ne aflăm abia în minutul 7. Da? Lovitură de pedeapsă pentru o infracțiune, un placaj neregulamentar al lui Alexandru Alexe, jucătorul cu numărul 19. Ați văzut gesturile clare ale lui Bogdan Milița. Da, iată-l pe Părălește cât de frumos a evitat această margine. Ar fi fost cu introducere adversă. A riscat totuși, pentru că mingea a fost recepționată din nou de bucureșteni și numărul 13 este specialistul loviturilor de picior, unul dintre cei doi centri. Nu, este mijlocașul la deschidere, Pompiliu Petcu, poartă numărul 13, număr de centru, dar este uvertura Sportului studențesc.
puteau să aducă primele 3 puncte pe tabelă jucătorii bucureșteni, dar au preferat să joace în marginea acea lovitură de pedeapsă. Asta pentru că se pare și au dat seama că sunt superiori la acest capitol al tușelor. Iată, nu, acum a ratat, a fost complet ratată aruncarea și pleacă Tomitani pe contraatac. Nu, o minge recepționată prost acolo, a fost un înainte și cred că, nu, totuși Constanța va avea repunerea din grămadă. A fost un înainte comis de Sportul Studențesc. Din nou, Tomitani va încerca să-și impună viteza superioară în fața unei echipe mai masive, așa cum s-au întâmplat lucrurile, de fapt, în majoritatea partidelor jucate în divizia A de juniorii constanțeni. Acum a permis Bogdan Milița introducerea balonului și cea Mihalache a fost surprins acolo de prezența lângă el a unui adversar. Să vedem dacă am pierdut, da, am pierdut posesia și Sportul atacă pe 3 sferturi. Bun placaj Vătafu. Să vedem continuarea. Cu greu pachetul de înaintare al bucureștenilor se apropie de zona unde se află balonul. Au preferat să rămână acolo în partea dreaptă a atacului propriu. Iată, acum a ajuns mingea la jucătorii din linia a doua și linia a treia. Să vedem ce vor reuși ei. Control precar al balonului. Iată, parcă are Magiun pe el. Cu greu poate fi stăpânit buclucașul balonoval de către ruibiștii bucureșteni. Înainte și din nou vom avea o grămadă ordonată cu introducere constanțeană. 11 minute au trecut din această semifinală a diviziei A. 0-0 este scorul în continuare. Voi reveni într-o pauză cu detalii despre sezonul regulat, despre cum s-a ajuns la această împerechere între locurile 3 și 4 ale clasamentului final din sezonul regulat. Foarte bun pătrunderea lui Mihalache, iată-l ce viteză are, câteva fente ale mijlocașului la grămadă constanțean, nu are însă pe nimeni în suport și este placat. Au venit repede cu echipierii săi. Să vedem această pătrundere a lui Bogdan Necoară. Mingea a ajuns la aripa Părălește. Nu, Vătafu! Fenta lui Ionuț Vătafu, numărul 15. Fundașul Tomitanilor aduce primele puncte pe tabela de scor a stadionului Mihail Naca. 5-0 în minutul 12. Vă spuneam că formația constanțeană se bazează pe viteza și pe forța de pătrundere a jucătorilor din linia de 3 sferturi. Iată eseul la centru marcat de Vătafu în minutul 12. O fentă cu care a dezechilibrat defensiva adversă și mingea a fost culcată în terenul de țintă. A transformat echipa gazdă și scorul a urcat acum la 7-0. Transformerul este centrul cu coș. Da, după felul cum se apropie rugbiștii bucureșteni de linia de centru, îmi dau seama că energia lor este deja pe ducă, deși nu a trecut niciun sfert din acest meci.
Am depășit deja minutul 13, așadar o treime din prima repriză și rezervele bucureștinilor de energie sunt deja spre epuizare. Probabil că repriza a doua va fi foarte, foarte lungă pentru ei. În sezonul regulat, Constanța a reușit două victorii, dar iată ce greșeală acolo și sunt la un pas de eseu bucureștenii. O relaxare acolo în apropierea propriului 22 îi poate costa primirea unui eseu pe Tomitani. Să vedem, o pătrundere. Ai noștri se apără bine, plachează cu decizie acolo și iată o intercepție. Să vedem dacă se consideră înainte intenționat la numărul 18, la Enghin Sali. Plachează bine Constanțenii. Acum se așteaptă scoaterea acelui balon, iată, deși au forță de pătrundere datorită gabaritului, bucureștenii nu reușesc să treacă de apărarea constanțeană. Iată-i chiar dați înapoi, trimiși pe linia de 22 cu atacul. Părălește, să vedem dacă a comis înainte. A comis, da? Dar Milița revine la o infracțiune anterioară. Așa mi s-a părut și mie. Da? Acolo, aproape de colțul terenului, a fost un offside și se acordă lovitură de pedeapsă. Au încercat bucureștenii să joace rapid la mână, însă au scăpat mingea din brațe. Și este grămadă cu introducere constanțeană, din ce îmi dau seama. Iată și rezervele sportului studențesc cu antrenorul Constantin Merca acolo. Da, scapă Tomitani cu fața curată dintr-o situație deosebit de periculoasă și mingea va trebui foarte rapid degajată din zona grămezii. Iată ce bine împing cei de la Sportul, încearcă să îi scoată pe adversari în margine, cu tot cu balon. În imagine este managerul sportiv al echipei constanțene, Răzvan Bota. Ca și la celelalte partide jucate de echipa lui pe teren propriu, antrenorul Cristian Cojocaru preferă să stea în tribună, să vadă mai de sus ce se întâmplă pe dreptunghiul verde. Așa stau lucrurile și astăzi la meciul cu Sportul studențesc. Au reușit constanțenii să iasă cu acest balon și încearcă o pătrundere de unul singur și va fi al doilea eseu al meciului. Iată cu ce viteză se îndreaptă spre but aripa Badea. Însă trebuie să remarcăm și faptul că Andrei Chiru, optarul lui Tomitani Constanța, a reușit acea pătrundere și i-a pasat decisiv lui Badea. 12-0, minutul partidei este 17. Noi revedem al doilea eseu al meciului, marcat de aripa Alexandru Badea. Va fi din nou o transformare lejeră pentru Ștefan Cucoș. În absența lui Răzvan Lolea, care este accidentat, centrul Cucoș a preluat sarcina de a transforma. Lovituri de pedeapsă ori eseuri. Transformă fără probleme cu coș pentru 14-0. Hai,
Noi revedem cursa lui Alexandru Badea de la a doua încercare a Tomitanilor. Iată ce spuneam mai devreme, se adeverește viteza superioară și îndemânarea în purtarea balonului par să fie principalele arme ale jucătorilor constanțeni. În fața unei echipe masive, dar care suferă la capitolul viteză. Mihalache a pătruns, l-a ajutat șeptarul Teodor Andrei. Talonerul Țală îl găsește pe Părălește. Părălește își dezvoltă o viteză. Să vedem, combină cu numărul 4, cu unul dintre jucătorii de linia a doua, Elvin Isleam, al treilea eseu la centru al partidei de la Constanța. Minutul 20, 19-0. 19-0 din minutul 20. Cred că deja soarta partidei pare decisă. Revedem acțiunea lui Părălește. Placat îl găsește în stânga sa pe Elvin Isleam și acesta îndeplinește formalitatea pătrunderii către terenul de țintă. Să așteptăm și transformarea lui cu coș. Pentru 21-0, lângă el este una dintre rezerve, șesarul Daniel Rusu, cel care a transportat până la locul transformării acel țugui, cum zic rugbyștii. Țuguiul pe care se așează balonul în momentul transformărilor. Dezamăgiți rugbyștii bucureșteni de acest start de partidă destul de neașteptat, ținând cont de rezultatele din sezonul regulat. Le reamintesc, victorie constanțeană pe teren propriu cu 36-26 și doar cu 15-12 în capitală. Tomitanii Constanța și-a propus vara trecută, atunci când conducerea clubului a decis înscrierea echipei într-o competiție de seniori, să promoveze în eșalonul al doilea, să ajungă așadar în divizia națională de seniori. Probabil că acest lucru nu va fi foarte dificil în condițiile în care Tomitanii este foarte aproape de calificarea în finala diviziei A. O finală în care cu siguranță o va întâlni pe Grivița București. Câștigătoarea sezonului regulat nu poate avea probleme cu cea mai slabă echipă din campionat, CSM Sibiu, adversara ei din semifinala de duminică. Iată o pătrundere frumoasă a aripii bucureștene cu numărul 11. Este placat exact în fața terenului de țintă. Emilian Drăcea era. Și este eseul bucureștean al pilierului cu numărul 1, Costin Angel. Pătrundere în forță în urma acelei lovituri de pedeapsă jucate rapid la mână și scorul este 21-5 în minutul 23 al întâlnirii. Revedem pătrunderea lui Drăcea, greu de oprit datorită dimensiunilor, datorită gabaritului său. Nici nu au insistat prea mult constanțenii datorită scorului de pe tabelă. N-au vrut să riște o accidentare. Transformă uvertura Petcu. 21-7 devine scorul în minutul 23
al partidei, 3-1 raportul ESE-urilor. Vă spuneam că o promovare în DNS nu poate fi foarte dificilă pentru Tomitani. Important este să găsească clubul Constanțean resursele financiare necesare, pentru că o participare în DNS va presupune de doar mai multe etape decât în divizia A. În actuala ediție a DNS, care se află tot la nivelul turneului final, semifinalele sunt programate la sfârșitul săptămânii viitoare. Sunt 8 echipe așadar în campionat, în total 14 etape. În divizia A au fost 5 echipe și așadar fiecare echipă a jucat în sezonul regulat câte 8 partide. 14 în loc de 8 și deplasări mai lungi la Petroșani, la Suceava, presupune un buget mai mare, poate chiar dublu față de cel necesar în divizia A. Și cu siguranță întărirea lotului, pentru că sunt destul de cruzi rugbiștii constanțeni. Mulți dintre ei termină junioratul în această vară, dar totuși la 20 de ani este greu să te măsori cu jucători mult mai experimentați. Ați văzut pătrunderea centrului Bogdan Necoară, foarte aproape de a recepționa balonul și de a reuși al patrulea eseu al echipei din Constanța, însă a comis înainte Necoară și jocul va fi reluat prin grămadă ordonată de la aproximativ 7-8 metri de terenul de țintă al sportului. Mingea va fi introdus de negri, de mijlocașul la grămadă Alexandru Croitoru. Se va reface grămada, s-au prăbușit liniile întâi. Bogdan Milița a trecut de cealaltă parte a grămezilor pentru a vedea dacă apar acolo infracțiuni în momentul legării. Mingea a fost scoasă din grămadă și trimisă de Petcu în afara terenului de joc. Margine cu introducere constanțeană. A doua, dacă nu greșesc, pentru Țală, care a ratat prima aruncare, a fost undeva în primele 10 minute în preajma jumătatea de teren constanțeană. Era o fază destul de periculoasă. Acum să vedem dacă va reuși Țală o aruncare mai bună. Da, au recepționat balonul cu echipierii săi și încearcă o pătrundere. Robert Băbănău a fost oprit. Acum vine Enghin Sali, puternicul jucător cu numărul 18. Este superioritate constanțeană pe acea parte a atacului. Mihalache, ce fentă a reușit acolo Mihalache. Eseul cu numărul 4 al partidei. Spectaculos a fentat acolo Mihalache. Și suntem în minutul 28, punctajul gazdelor a crescut la 26 și va fi cu siguranță 28-7 după transformare. O transformare simplă pentru oricare jucător de rugby de la câțiva metri de haș. Noi revedem acțiunea cu pătrunderea Demiului Demele
al tomitanilor Mădălin Mihalache și transformarea lui Cucoș pentru 28-7 din minutul 28. Un punct pe minut pentru gazde în această primă repriză a partidei cu Sportul Studențesc. Spuneam mai devreme, în opinia mea, victoria este asigurată și calificarea în finală în proporție de 99% este decisă pentru Tomitanii Constanța. Finala diviziei A, Grivița Tomitanii, va avea loc conform regulamentului pe teren neutru la sfârșitul săptămânii viitoare, dar vom vedea ce va decide federația, evident, după consultări cu cele două echipe. Vom vedea unde va avea loc meciul. Offside al constanțenilor, lovitură de pedeapsă pe care cu siguranță Petcu o trimite în margine. Va încerca să facă acest lucru cât mai aproape de terenul de țintă. Să vedem ce decide arbitrul. Da? A fost în afara terenului de joc, arbitrul de linie a făcut semn că Părălește nu a recepționat așa cum trebuie mingea. O accidentare pentru Burlacu. Nu am văzut să fie vreun adversar în preajma lui. Posibil să se fi ciocnit de un coechipier. Burlacu oricum se afla pe lista jucătorilor incerți înaintea partidei cu Sportul Studențesc. El a fost refăcut în cele din urmă și a luat locul lui Răzvan Lolea, care s-a accidentat chiar săptămâna aceasta la un antrenament. Pare în regulă decarul constanțean. Da, acum au înțeles ce a dictat arbitrul Bogdan Milița. Părălește a reușit să țină în joc balonul, dar unul dintre coechiperii săi a comis înainte. Posesie pentru Sportul Studențesc, care încearcă să înscrie al doilea său eseu în acest meci. Plachează bine constanțenii. Iată încercări de pătrundere ale jucătorilor de linia întâi. Foarte bine se apără constanțenii, din nou Egin Sali, cel mai puternic jucător din pachetul de înaintare al tomitanilor, a placat acolo spectaculos. Minge pentru linia de 3 sferturi a Sportului și un placaj la 5 metri de but, de terenul de țintă mai bine spus. Din nou infracțiune a constanțenilor, se joacă în profit, cum se spune, pentru că nu s-a respectat distanța regulamentară de 10 metri față de locul de unde trebuia executată lovitura de pedeapsă și iată, revine Bogdan Milița cu o grămadă pentru Sportul Studențesc. O mică întrerupere a jocului pentru ca un rugbyist de la Tomitanii să primească îngrijiri medicale. Vă spuneam că săptămâna trecută s-a încheiat sezonul regulat al diviziei A. Clasamentul final este următorul. Locul întâi, Grivița București, 33 de puncte.
Locul 2, Dinamo 2, București, 28 de puncte. Locul 3, Tomitani, Constanța, 26 de puncte. Locul 4, Sportul Studențesc, 11 puncte. Și locul 5, CSM Sibiu, cu 2 puncte. Conform acestui clasament, semifinalele ar fi trebuit să fie Grivița Sportul și Dinamo 2 Tomitani, însă formația Dinamo 2 București nu a fost primită în turneul final de către Federația Română de Rugby, asta pentru că Dinamo a devenit a cincea echipă din campionat după retragerea lui Calatis Mangalia, chiar înainte de disputarea primei etape a campionatului. Atunci s-a înscris Dinamo 2 în competiție și din acest motiv, repet, federația nu i-a permis să joace semifinale. Dinamo 2 a fost retrogradată pe locul 5 al sezonului regulat, astfel că împerecherea din semifinale 1-4, 2-3 a dus la Tomitani contra Sportul și Grivița contra CSM Sibiu. Din nou pătrunderi în forță ale bucureștenilor și să vedem dacă vor reuși să culce balonul. Ei spun că am reușit, dar balonul a fost furat de jucătorii constanțeni. Op, ce fentă frumoasă în fața lui Necoară, a lui Cucoș, a reușit fundașul Sportului Studențesc Costel Ilie. Balon ținut la sol de către jucătorul placat, a arătat Bogdan Milița, care a dictat lovitură de pedeapsă. Pentru Tomitani a șutat Dragoș Burlacu în afara terenului și vom avea repunerea, iată, exact din zona de unde filmează unul dintre cameramanii Dotosport. Se va repune balonul în joc. Talonerul Tomitanilor, Adrian Țală, numărul 20. Și vom avea o imagine perfectă a ce se va întâmpla în tușe. Tușe completă, toți jucătorii din pachetele de înaintare au recepționat ai noștri și foarte rapid transmis balonul către Chiru, pătrundere a lui Enghin Sali. N-a ajuns la timp unul dintre coechipierii lui Sali și mingea transmisă de el în spate a ajuns la un adversar. Începe Tomitani contraatacul din propria jumătate de teren. Minge pentru Badea. A scăpat-o, da. A scăpat Badea, se joacă în profit pentru Sportul, pentru înainte. În continuare, avantaj pentru Sportul Studențesc. Să vedem până când, până acum, când mingea a fost recepționată de un constanțean. Lovitură de pedeapsă pentru Sportul. După ceasul meu ar mai fi de jucat 3 minute și jumătate din prima repriză. O repriză cu puține întreruperi. Foarte bine a executat Petcu în marginea această lovitură de pedeapsă și Sportul va încheia probabil repriza în preajma terenului de țintă constanțean în încercarea de a marca al doilea său eseu. Deocamdată 4-1 este la eseuri în disputa Tomitani Sportul. Au înscris Vătafu, Badea, Isleam și Mihalache pentru gazde, Drăcea pentru oaspeți, transformări 4 pentru Cucoș, 1 pentru Petcu. Era liniștit Răzvan Bota, l-ați văzut pe managerul sportiv al Tomitanilor, care stă la banca de rezerve și face schimbările necesare atunci când sunt necesare în echipa gazdă. Încearcă să lege un mol,
Rugbiștii bucureșteni se apropie de terenul de țintă, însă Constanțeni încearcă să-i împingă spre margine. Nu reușesc și vom avea al doilea eseu al sportului, iată. Balonul este culcat, să vedem de către cine, da? Vă voi spune numele său. Probabil la reluare voi vedea numărul de pe tricou al marcatorului. Scorul este important, 28-12 pentru Tomitani. De această dată, la această a șasea încercare a partidei, nu mai este foarte simplu de transformat eseul. Undeva în lateral dreapta. Să-l vedem pe transformerul bucureștean, mijlocașul la deschidere, Pompiliu Petcu, dacă va izbuti să găsească hașul tomitanilor de acolo, de pe linia de 22. Da, șutează Petcu și o face foarte bine, aducând încă două puncte echipei sale, 28-14. Și să vedem dacă a fluierat și finalul primei reprize Bogdan Milița. Da. Da, este pauză pe stadionul Mihail Naca din Constanța, 28-14 pentru Tomitani Constanța în disputa cu Sportul Studențesc. Facem o mică pauză în transmisie, vom reveni cu repriza a doua după aproximativ 10-12 minute. Fiabile. Sunt puternice. Mașinile după care întoarceți capul le găsiți într-un singur loc. Exclusiv Auto. Dealer autorizat Jaguar, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Hyundai și Subaru. Împreună găsim soluția care vi se potrivește cel mai bine. Pe strada intrarea Mangaliei, numărul 78A. Intersat prezintă Totodeomie, internet de 1 gigabit pe secundă, trafic nelimitat, e-mail, web hosting, televiziune digitală, mai mult de 40 de canale HD, 3 luni gratuitate la servicii, Intersat, gândește, simte plăcerea internetului. Zibe Sport a deschis primul poligon indoor de tir sportiv și de agrement cu arme letale și neletale din Constanța. 8 linii de tragere dispuse pe 25 de metri și magazin propriu de armament. Vârsta minimă obligatorie pentru armele letale, 18 ani. Copiii peste 14 ani vor putea să învețe să tragă cu armă neletală doar însoțiți de părinți. Permisul de port armă nu este obligatoriu. Telefon 0731 003333 sau pe Facebook/poligondetragere. Noi credem că experiența la service poate fi una plăcută. Credem în calitatea serviciilor, în personal specializat, în lucrul bine făcut. Și toate acestea pentru că suntem autorizați și respectăm standardele impuse de producători. Credem că siguranța e mai presus de orice și credem că nimeni nu ne poate egala. Vă așteptăm în serviciul autorizat Jaguar, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Hyundai și Subaru. Exclusiv Auto, pe strada intrarea Mangaliei, numărul 78A.
I think change should be limitless. Why? Because change is good. Noul Hyundai Tucson. Hyundai, new thinking, new possibilities. Intersat prezintă Toto de 1000. Internet de 1 gigabit pe secundă. Trafic nelimitat. E-mail. Web hosting. Televiziune digitală. Mai mult de 40 de canale HD. 3 luni gratuitate la servicii. Intersat. Gândește, simte plăcerea internetului. Fiabile. Sunt puternice. Mașinile după care întoarceți capul le găsiți într-un singur loc. Exclusiv Auto. Dealer autorizat Jaguar, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Hyundai și Subaru. Împreună găsim soluția care vi se potrivește cel mai bine. Pe strada intrarea Mangaliei, numărul 78A. Intersat prezintă de 1000. Internet de 1 gigabit pe secundă. Trafic nelimitat. E-mail. Web hosting. Televiziune digitală. Mai mult de 40 de canale HD. 3 luni gratuitate la servicii. Intersat. Gândește, simte plăcerea internetului. Zipe Sport a deschis primul poligon indoor de tir sportiv și de agrement cu arme letale și neletale din Constanța. 8 linii de tragere dispuse pe 25 de metri și magazin propriu de armament. Vârsta minimă obligatorie pentru armele letale, 18 ani. Copiii peste 14 ani vor putea să învețe să tragă cu armă neletală doar însoțiți de părinți. Permisul de port armă nu este obligatoriu. Telefon 0731 003333 sau pe Facebook /poligondetragere. Noi credem că experiența la service poate fi una plăcută. Credem în calitatea serviciilor, în personal specializat, în lucrul bine făcut. Și toate acestea pentru că suntem autorizați și respectăm standardele impuse de producători. Credem că siguranța e mai presus de orice și credem că nimeni nu ne poate egala. Vă așteptăm în serviciul autorizat Jaguar, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Hyundai și Subaru. Exclusiv Auto, pe strada intrarea Mangaliei, numărul 78A. Am revenit pe stadionul Mihail Naca din Constanța, acolo de unde televiziunea Dotosport vă oferă un meci din divizia A la rugby, semifinala dintre Tomitani Constanța și Sportul Studențesc. Pe gazon se află acum și majoretele de la liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru din Constanța, care au delectat publicul în pauză. Ele au avut un program și la începutul meciului. Acum tocmai le-ați ratat, tocmai și-au terminat programul. Deocamdată o singură echipă este pe teren. Acum ies și constanțenii de la vestiare. Scorul la pauză este 28-14 pentru Tomitani Constanța, care a marcat 4 eseuri. Îl revedem pe primul dintre ele, înscris de Vătafu în minutul 12. Iată și cel mai spectaculos eseu al meciului. A traversat o jumătate de teren Alexandru Badea în minutul 17 pentru a înscrie la centru al doilea eseu. Iată și pătrunderea lui Părălește, care îl selvește acum pe Elvin Isleam pentru a treia încercare a gazdelor. Acum vedem eseul Sportului Studențesc, marcat de numărul 1, Costin Angel. Și eseul 4 al Tomitanilor,
reușit de Mădălin Mihalache. Jocul s-a reluat de câteva secunde. Sportul studențesc a avut lovitura de start. Constanțenii au degajat balonul. Acum o minge înaltă, recepționată de Badea, care degajează în, undeva în tribună. Va fi o repunere de la margine pentru Sportul studențesc. V-am menționat faptul că urmărim împreună una dintre semifinalele diviziei A la rugby, cealaltă se va disputa duminică între Rugby Club Grivița București și CSM Sibiu. Învingătoarele din aceste semifinale, care se joacă în manșă unică pe terenul echipei mai bine clasate în sezonul regulat, vor juca finala peste o săptămână pe teren neutru sau poate undeva la București sau la Constanța. Rămâne de văzut ce decide federația, dar și cum preferă cele două formații. O dispută aprigă pentru balon la câțiva metri de locul de unde comentez, dar mult fair play între rugbiștii ambelor echipe. S-au protejat reciproc și asta este foarte bine. Vă rămăsesem dator cu marcatorul eseului bucureștean, este Aurelian Vasile, numărul 4. Bine, mă, bine, bine cu marcă. Hai, hai acolo. A început decis Sportul studențesc această repriză a doua. S-au odihnit pe parcursul pauzei și au refăcut rezervele de energie. Să vedem dacă vor izbuti să marcheze al treilea lor eseu jucătorii bucureșteni. Mingea ajunge acolo la aripă, la Drăcea, care este oprit. Să vedem cine va continua faza. Un înainte al gazdelor și vom avea o grămadă ordonată. Jocul a ajuns în 22-ul Constanțean. 15, poate 16 metri până la terenul de țintă și Sportul va avea introducerea în această grămadă ordonată. Arbitrul Bogdan Milița supraveghează legarea celor două pachete de înaintare. Introducerea îi aparține lui Alexandru Croitoru. Punct de fixare și iată pătrundere a puternicilor rugbiști bucureșteni. Țală a placat acolo. Se apropie din ce în ce mai mult jucătorii de la Sportul de terenul de țintă. Balonul este eliberat și trimis spre linia de 3 sferturi. Nu cred că vor încerca cu 3 sferturile să marcheze eseu. Probabil că din nou jucătorii din înaintarea Sportului vor încerca să pătrundă împreună în terenul de țintă, așa cum au reușit la eseul cu numărul 2 din finalul primei reprize. Se resimt câțiva rugbiști constanțeni. O mică întrerupere pentru ca ei să primească îngrijiri medicale. Să sperăm că nu este nimic grav acolo.
Și a revenit Alexandru Alexe, numărul 19, iată-l în genunchi deocamdată, dar cu siguranță este bine și va putea relua jocul. Mai este un jucător întins în terenul de țintă al propriei sale echipe. Accidentat undeva la picior, cred că este Badea. Dar și el s-a ridicat și își reia locul în echipă. Vătafu a fost, nu Badea. O grămadă cu introducere bucureșteană și un posibil al treilea eseu cu grămada pentru Sportul Studențesc. Iată ce bine, ce bine împing bucureștenii. Atent acolo Mihalache pentru o eventuală pătrundere. Cred că este eseu de penalizare. Nu, a fost sancționată echipa noastră pentru... Da, eseu de penalizare pentru oprirea neregulamentară a acelei acțiuni promițătoare. Încă 5 puncte pentru Sportul, primele din repriza a doua, marcate în minutul 7. 28-19 este acum rezultatul. Da, era clar decizia lui Bogdan Milița. Cei de la Sportul au crezut că li s-a acordat lovitură de pedeapsă, dar fusese eseu de penalizare. Și Sportul începe foarte bine repriza a doua. Transformarea sigură a lui Pet cu 28-21. Sportul și-a revenit din pumni, cum se spune, la meciurile de box, după ce încasase acele 3 eseuri transformate din primele 20 de minute. Echipa oaspete și-a revenit și iată-o acum la un singur eseu transformat distanță de Tomitani. Schimbare la Sportul Studențesc, intră numărul 14. Andrei Nobilu, cel înlocuit este numărul 26, Alexandru Căpușanu. Burlacu a încercat să declanșeze o acțiune rapidă de atac. Alexandru Alexe a greșit însă pasa. Nu a fost înainte, ceea ce este bine. Acum jocul este întrerupt pentru o infracțiune la sol a jucătorilor de la Sportul. Lovitură de pedeapsă pentru formația gazdă. Burlacu va încerca să prindă o margine cât mai bună. Să vedem unde este poziționat arbitrul de linie. Cam la 25 de metri de terenul de țintă bucureștean. Este momentul ca și Tomitani să puncteze în această repriză a doua pentru a mai opri puțin elanul bucureștean. Va fi o margine completă. 8 bucureșteni și 7 constanțeni. Țala aruncă. Să vedem cine va recepționa. Cu puțin noroc mingea rămâne la gazde. Banu, se consideră de către arbitrul Milița că marginea a fost strâmbă și posesia va fi pentru Sportul Studențesc în urma unei grămezi ordonate. Alexandru Croitoru a introdus, mingea a fost scoasă, tot el transmite către Petcu, acesta trimite în margine, să vedem, da, o margine trimisă direct afară și este sancționat Croitoru.
datorită faptului că balonul nu a atins solul înainte de a părăsi suprafața de joc. Marginea le aparține tomitanilor, dar din dreptul locului de unde s-a șutat. Este o margine mult mai bună decât cea de mai devreme a lui Țală. Sunt vreo 4-5 metri în interiorul 22-ului bucureștean. Noi îl vedem pe numărul 16, Victor Galanton. A fost trimis la încălzire de către antrenorul Cristian Cojocaru. Să vedem dacă va fi nevoie de înlocuire. Galanton este un jucător de linia întâi. Deocamdată accidentarea este a unui sportiv bucureștean și se cere înlocuirea pentru numărul 3, dacă am văzut eu bine, pentru unul dintre jucătorii de linia 1, Mihai Constanda. Abia acum se pregătește jucătorul de la Sportul să intre în joc. Da. Mai așteaptă arbitrul până va fi gata înlocuirea. Numărul 2. Numărul 2 a ieșit și în locul său intră cu numărul 23, Cristian Vâlcu, cel înlocuit, așadar talonerul Cristian Grigore. Foarte bine prind ai noștri și încearcă un mol rulant. A pierdut însă mingea echipa constanțeană, incredibil. A fost scăpat balonul în acel mol rulant. Cred că este offside acolo, nu avea ce să caute jucătorul de la Sportul să placheze în acea zonă a terenului. Însă Bogdan Milița a văzut altceva, o tușă strâmbă, cum se zice, astfel că este sancționată echipa gazdă și va fi grămadă ordonată. Momente oarecum de acalmie în joc. De vreo 5 minute se joacă acolo în colțul acela de teren. Petcu, responsabilul cu loviturile de picior, trimite acum în afara spațiului de joc și îndepărtează oarecum pericolul de terenul de țintă al propriei sale echipe. Cred că este o margine exact din dreptul liniei de 22. În imagine l-aveți pe jucătorul înlocuit ceva mai devreme, talonerul Cristian Grigore, care a fost înlocuit datorită unei accidentări. Țală, să sperăm că va arunca mai bine acum. Da? Minge foarte bine recepționată de Teodor Andrei. Încearcă jucătorii constanțeni să forțeze greșelile adversarilor, încearcă pătrunderi pe lângă aglomerări. Acum mingea a ajuns la am crezut că e aripa Badea, nu, era Țală, bine placat acolo. Și a scăpat mingea înainte. Din nou grămadă cu introducere bucureșteană. Este bine totuși că reușim să ținem
jocul departe de propria jumătate de teren. Mingea a ajuns la Petcu, acesta nu mai trimite în margine, ci îndepărtează doar pericolul. Banu a ieșit afară. A ieșit afară, o greșeală a lui Badea, pentru că marginea este a oaspeților. Da. Badea a crezut că se află în teren, dar probabil că avea un picior afară și unul înăuntru. În momentul în care a recepționat balonul, o greșeală de apreciere care îi costă pe coechipierii săi pierderea posesiei. Aruncă de la margine noul intrat, Ioniță. Balonul la jucătorii de la Sportul, transmis către Petcu. Petcu iarăși nu dă drumul către trei sferturi, ci degajează într-o zonă unde se află Părălește. Părălește își trimite un balon de urmărire. Era acolo însă fundașul Costel Ilie. O greșeală de apreciere a lui Nobilu, noul intrat, și vom avea repunerea de la margine. S-a făcut schimbarea la loc, a revenit doiarul lui Sportul, probabil a fost o înlocuire temporară și cel care l-a înlocuit nu a fost Ioniță, ci Bogdan Tănase, rectific. Așadar, tolonerul titular, Cristian Grigore, a revenit în teren. Repunerea este a lui Țală, foarte bine recepționează ai noștri, molul rulant al tomitanilor, se apropie și Mihalache acolo și cheamă și ceilalți jucători din înaintare pentru a lega molul. Avem încă posesia, să vedem pentru cât timp, nu? Mingea este scoasă din acea aglomerare, încearcă o pătrundere. Abia acum va ajunge la Mihalache balonul și va fi deschis pentru trei sferturi, nu? Pentru pătrunderea lui Enghin, minge scăpată și vom avea din nou grămadă ordonată înainte pentru Constanța, posesie pentru Sportul. Era promițătoare faza cu spargerea lui Enghin Sali, dar el nu a putut să recepționeze prea bine balonul. Suntem la jumătatea reprizei secunde, aproximativ 20 de minute din timpul regulamentar al acestei partide. 28-21 pentru Tomitani în semifinala diviziei la rugby cu Sportul Studențesc. Încearcă Tomitani o fază pe trei sferturi și este o accidentare. A fost clar pasa înaintea lui Cucoș. Cred că asta a penalizat acolo Bogdan Milița, însă un jucător de la Sportul pare să aibă probleme serioase. Medicul bucureștean este lângă el. Da, cred că a fost un șoc între jucătorul constanțean și Emilian Drăcea, aripa Sportului Studențesc, și a revenit până la urmă. Drăcea.
lui Răzvan Bota i s-a transmis din tribună de la Cristian Cojocaru prima modificare în echipa Tomitanilor. Ciorbac va fi introdus în joc. Este la încălzire și Flavian Cuprian, numărul 22. Să vedem dacă intră Ciorbac primul. Deocamdată jocul Serean în acest moment cu o grămadă ordonată. Foarte bine au câștigat ai noștri grămada pe introducerea adversă. Enghin oprit, așteaptă trei sferturile constanțene. Burlacu nu a dat însă la timp drumul la minge și a fost oprit. Necoară minge pentru jucătorii din linia de înaintare, din pachetul de înaintare, care iată pătrund țală, i-a pasat lui Badea și va fi eseu. Eseu Badea în minutul 22 al părții secunde. Sprintul lui Badea imposibil de oprit, scorul devine 33-21 după al doilea eseu marcat astăzi de Badea. Noi am revăzut faza declanșată de talonerul țală, care l-a lansat pe coechipierul său din linia de 3 sferturi. Nu va fi simplă transformarea de această dată. Iată-l pe numărul 5 al Tomitanilor, rezerva Gabriel Ciorbac. S-a dus și a transmis lui Mădălin Mihalache acel țugui pe care să așeze balonul. Mădălin Mihalache, mijlocașul la grămadă, este desemnat să încerce transformarea de la o distanță destul de mare. Să vedem, șutul este bun, să vedem dacă direcția este, nu, au plecat mult înainte arbitrii de linie, mult înainte ca balonul să treacă de linia H-ului. Semn că mingea s-a dus mult pe lângă acum a cerut schimbare Cristian Cojocaru, l-ați văzut prin telefon la a transmis numele jucătorilor care trebuie înlocuiți. Numerele 22 și 16 intră la Tomitanii Constanța, 16 este Victor Galanton, iar 22 Cuprian Flavian. O schimbare și la Sportul, a ieșit cu numărul 3 Mihai Costanda și a intrat Mihai Ioniță. Balon înalt de urmărire al fundașului de la Sportul și un marc realizat acolo de Mihalache. Încearcă un contraatac constanțenii din propriul 22. Sportul se apără cu atenție. Islam. În continuare, jucătorii noștri încearcă prin joc la mână și prin pătrunderi individuale să se îndepărteze de propriul teren de țintă. Mihalache a jucat foarte repede și cred că va fi penalizat Sportul cu 10 metri. Cu coș, foarte bine a pătruns cu coș, o fentă și se duce în eseu.
Este urmărit cu coș, dar nu mai poate fi oprit. Va fi eseu la centru. Și practic securizează victoria echipei sale Ștefan Cucoș prin această încercare din minutul 26 al reprizei secunde. 38-21. Revedem acțiunea individuală a lui Cucoș. Îl avea acolo în suport pe Andrei Chiru, dar nu a fost nevoie să mai și paseze. Eseu la centru, același Ștefan Cucoș va și transforma pentru 40-21. E greu să ratezi de acolo. Într-adevăr, încă două puncte în contul echipei noastre, care se detașează la 19 puncte pe tabela de marcaj. Mai sunt de jucat circa 15 minute după ceasul meu, chiar mai puțin. Suntem în minutul 27 deja al părții secunde. Încă o schimbare la Sportul, intră cu numărul 23. Cristian Vâlcu. E greu să cred că se va mai schimba ceva în privința învingătoarei partidei. Sportul pare deja obosită după forcing-ul din începutul reprizei a doua. Practic nu s-au mai apropiat oaspeții de terenul de țintă Constanțean de circa 10 minute. Mihalache este cel care va introduce balonul în această grămadă ordonată. Balon câștigat de ai noștri. Mihalache transmite pentru 3 sferturi. Badea. Badea extraordinar a pătruns aripa. Badea a ajuns pe, în zona de acțiune a celeilalte aripi, a lui Părălește. Enghin Sali, ce pătrundere frumoasă a lui Enghin, care nu cred că a făcut înainte. Nu cred că a făcut înainte. Și sunt sancționați ai noștri pentru proteste. Inițial s-a dictat înainte și grămadă ordonată pentru Sportul, apoi Bogdan Milița, probabil la protestele lui Enghin Sali, a dictat lovitură de pedeapsă. Burlacu combină cu Badea, care încearcă din nou să pătrundă. Plachează bine bucureștenii. Să vedem cine scoate din acea aglomerare. Tot constanțenii, dar mingea este scăpată înainte de Cuprian Flavian. Încă o schimbare la Tomitani. Intră cu numărul 23 Robert Tănase. Iată-l și pe Mihai Tăbuș, numărul 21. Intră și el. Minutul 70. Schimbat Dragoș Burlacu, mijlocașul la deschidere de Tănase. Iar Tăbuș a intrat în linia a doua, în locul lui Chiru. Chiar linia a treia va juca Tăbuș sau poate va schimba cu Sali, vom vedea. Tăbuș este jucător de linia a doua. S-
Sportul încearcă, iată, o primă acțiune pe trei sferturi. Petcu n-a mai degajat în margine așa cum obișnuia, însă coechipierii săi n-au reușit să continue acțiunea. O neregularitate sesizată de Bogdan Milița. Lovitură de pedeapsă, Petcu acum caută marginea și o găsește. O margine foarte bună. Numărul 18 de la Sportul este desemnat să repună, Alexandru Pârvu. Minge pierdută însă de bucureșteni. Iată cu câtă decizie intră acolo Ciprian Flavian. Foarte bună pătrunderea sa. Băbănău pentru Enghin Sali. Oprit. Câțiva jucători de la Sportul s-au aruncat acolo peste balon. Lovitură de pedeapsă executată rapid, 10 metri, arată Bogdan Milița. Într-adevăr, nu s-a respectat distanța de 10 metri și lovitura de pedeapsă se execută mai aproape cu 10 metri de terenul de țintă al Sportului. Va mai intra un jucător, Daniel Rusu, la Tomitani. Le ofer Cristian Cojucaru tuturor rezervelor posibilitatea să joace în această semifinală a diviziei A. În imagine, Enghin Sali, care a fost înlocuit, și mai intră cu numărul 5 și Gabriel Ciorbac. Dar după executarea acestei aruncări de la margine. Mihalache deschide pentru Părălește, ajuns în poziție de centru. Tomitani foarte aproape de încă un eseu. Dar a scăpat mingea înainte din placaj Părălește. Acum intră și Ciorbac. Cel înlocuit este Andrei Portariu. Foarte bine împing ai noștri, deși a fost introducere bucureșteană, ai noștri și-au dat peste cap adversarii în această grămadă ordonată. Contraatac al Sportului, plecat chiar din propriul teren de țintă. Mingea este recepționată de Necoară. Iată-l pe Tănase. Cu coș, oprit. Din nou joc spectaculos al formației noastre, iată ce pătrundere izbutește un jucător din pachetul de înaintare, Alexandru Alexe. Ca o veritabilă aripă de trei sferturi a pătruns până în eseu. Alexandru Alexe, cu 5 minute înainte de finalul partidei, urcă scorul la 45-21. Noi revedem acțiunea personală al jucătorului cu numărul 19, Alexandru Alexe. Nimeni nu l-a putut opri. Mai bine.
Nu mai este pe teren Burlacu, cel care a încercat transformarea de la distanță? Nu, Mihalache a ratat atunci de la distanță. Încearcă Ștefan Cucoș. O transformare de la 23 de metri de terenul de țintă bucureștean. Evident, fiind în diagonală, distanța e ceva mai lungă. Cucoș se concentrează și trimite complet aiurea. ...45-21 este rezultatul. Calificare în finala diviziei A la rugby pentru Tomitanii Constanța, echipă la care a mai intrat un jucător, George Nedelea. George Nedelea a intrat în locul lui Robert Băbănău, jucător de linia întâi ca și Galanton. A rămas doar talonerul Țală dintre titularii liniei întâi a Tomitanilor. Rezervele au o mare poftă de joc. Părălește, întârzie să transmită balonul și cred că a fost înainte, da? Scăpa mingea înainte din placaj. Ne apropiem de finalul acestei întâlniri. Repet ce am spus și mai devreme, Grivița București în mod normal este și ea 99% finalistă. Nu poate pierde semifinala cu CSM Sibiu, așadar în meciul decisiv pentru câștigarea ediției 2016-2017 a diviziei la rugby se vor întâlni Tomitanii Constanța și Rugby Club Grivița București. Meciul va avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare, sâmbătă sau duminică. Federația Română de Rugby va decide atât ziua cât și locul de disputare al partidei. Regulamentul prevede ca finalele atât în divizia A cât și în DNS să aibă loc pe teren neutru. Mijlocașul la grămadă al sportului, iată-l pe vitezistul cu numărul 9 de la sportul, reușește și el un eseu, probabil ultima fază a meciului. Alexandru Croitoru, după ceasul meu, în minutul 39 al reprizei secunde, mai reduce puțin din diferență, 45-26. A fost lăsat Croitoru să pătrundă, nu mai avea rost să mai alerge după el constanțenii. Oricum, diferența de scor este mult prea mare pentru ca victoria constanțenilor să mai fie pusă la îndoială. Și n-ar fi exclus ca Bogdan Milița să fluiere finalul după șutul lui Petco. Direcția este bună și Petcu mai aduce două puncte pentru echipa Sportul Studențesc, 45-28. Da? Jocul se va relua de la centru. Vom mai vedea rugby în această partidă transmisă în direct pe Dotosport. Probabil încă o fază. Se așteaptă un balon la centrul terenului, pentru că șutul lui Petcu a fost extrem de puternic și mingea șutată de el a ajuns dincolo de gardul din spatele terenului. Repune Părălește, o minge aruncată spre terenul de țintă al sportului. Constanțenii în presiune îi obligă pe adversari să degajeze în afara terenului și va fi o margine cu repunere constanțeană. Timpul de joc a expirat exact acum, după ceasul meu, evident. Bogdan Milița cu siguranță a cronometrat întreruperile, au fost ceva mai multe în repriza a doua față de prima. Prima a durat fix 40 de minute.
O margine completă cere din tribună antrenorul Cristian Cojocaru. Se află foarte aproape de locul de unde se reia jocul. Adrian Țala aruncă. Să vedem pentru cine, pentru coechipierul său cu numărul 6, pentru Daniel Rusu. Mihalache a încercat o acțiune personală, deși avea și soluția transmiterii balonului pentru 3 sferturile proprii. Petcu a îndepărtat pericolul pentru moment. Bogdan Necoară a recepționat. Vătafu. Cearcă o pătrundere, este placat. Și cred că mingea a ajuns la bucureșteni. Ba nu, tot constanțenii sunt în posesie. Ați văzut acolo pe George Nedelea luptând din greu pentru a obține posesia. Mihalache, pătrunderea lui Mihalache și acum va fi încă un eseu în contul echipei noastre. Autor Ștefan Cucoș. Pasă decisivă primită de la numărul 6, Daniel Rusu, care a fost altruist și nu a încercat o pătrundere individuală. Revedem faza. Iată-l pe Rusu. Avea posibilitatea depășirii, dar a preferat să-și fixeze adversarul și să-i ofere lui Cucoș posibilitatea a încă un eseu. 52-28 este rezultatul final. Cucoș își transformă propriul eseu și Tomitani Constanța la prima sa participare în divizia A de seniori cu echipa alcătuită eminamente din jucători foarte tineri, sub 20 de ani, se califică în finala competiției. Așadar, Tomitani Constanța, finală pe care o va disputa în proporție de 99% cu Rugby Club Grivița București. Reamintindu-vă rezultatul final, 52-28 pentru Tomitani Constanța, 28-14 la pauză. Ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, dar nu înainte de a vă invita să urmăriți câteva dintre cele mai spectaculoase faze ale reprizei secunde. Acesta a fost eseul lui Badea din minutul 22. Acum pătrunderea lui Cucoș, încheiată cu un eseu la centru, în ciuda faptului că era urmărit de un adversar. Acesta este eseul spectaculos al lui Alexe, care a pătruns de unul singur, iată-l. A alergat ca o veritabilă aripă de 3 sferturi, deși joacă în linia a doua sau linia a treia, în funcție de modul în care dorește să-l utilizeze antrenorul Cristian Cojocaru. Acum este ultimul eseu al lui Sportul Studențesc, dar ne întrerupem pentru a-i vedea pe rugbiștii constanțeni care au trecut prin culoarul alcătuit de bucureșteni. Fair play-ul este la el acasă în rugby. Constanțenii la rândul lor alcătuiesc culoarul aplauzelor pentru adversarii lor de astăzi. Spectacol și multe eseuri în transmisiunea Dotto Sport de pe stadionul Mihail Naca din Constanța. Cu aceste imagini pline de fair play, în care jucătorii de la Tomitani și de la Sportul se felicită, apoi constanțenii își salută suporterii prezenți în tribune, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Toate cele bune, la revedere! Sat prezintă Dotto de 1000, internet de 1 gigabit pe secundă, trafic nelimitat, e-mail, web hosting.
televiziune digitală. Mai mult de 40 de canale HD. 3 luni gratuitate la servicii. Intersat.